Hai. Suntem astăzi aici în cetatea Drobeta, unde împreună cu ierarhi de seamă din Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, cu preoți, cu călugări credincioși, ne bucurăm de această mare sărbătoare a Învierii Mântuitorului nostru Iisus Hristos, dar și de Sfântul Mucenic Gheorghe. Suntem în număr mare de credincioși veniți din zona muntelui, din partea de nord a județului Mehedinți, să ne bucurăm cu toții, deci, pentru că, iată, învierea ne aduce bucurie nouă tuturor creștinilor, tuturor ortodoxilor și sigur că această prăznuire ține o perioadă mai îndelungată, chiar până la ispas, și sunt momente înălțătoare. Fiecare dintre noi ne manifestăm această bucurie înainte de toate prin prezența la Sfintele Slujbe, la Sfânta Biserică și mai ales prin faptele noastre de milostenie, bucuria pe care o împărtășim cu toți semenii noștri, arătând prin aceasta că suntem într-adevăr oameni ai lui Dumnezeu, creștini ortodoxi, cu o tradiție bogată, cu o învățătură bogată și destul de sănătoasă, cu maniere frumoase ale credincioșilor din zona aceasta, așa cum au trăit străbunii noștri.